Bună ziua și bine v-am găsit la un nou eveniment marca Crime Scene Press. Astăzi vom discuta despre cel mai recent roman cu Andrei Mladin, Mâna care închide ochii, scris de George Arion, creatorul personajului. Alături de mine se află poetul, criticul și profesorul Ion Bogdan Lefter, care a primit cu foarte mult entuziasm și generozitate apariția cărții, precum și autorul însuși, domnul George Arion, tatăl meu. Bine ați venit, domnilor! Pentru început aș vrea să-l întreb pe domnul profesor Bogdan Lefter cum l-a găsit pe Andrei Mladin în această carte și cum l-a găsit pe George Arion în această carte. În ordine inversă, pe George Arion, seniorul, marele scriitor, căci acum îi am partener de discuție pe doi George Arioni și pe George Arion juniorul, și el, autor mai la start de carieră, să zicem, la începuturi, și colaborator, editor în grupul Crime Scene Press, editura Scena Crimei, ca să traducem din englezește. Pe George Arion senior îl regăsim în această carte într-o formă excepțională. Știm ce poate. A dat deja multe probe și confirmări și confirmări la confirmări. E cel mai important autor român de literatură polițistă, de mistere, mystery and thriller, cum vrem să-i spunem. Dar asta n-ar fi poate în sine mare lucru, pentru că nu avem o mare literatură românească de gen. El este însă deja profilat ca un autor internațional, cu traduceri, cu circulație și în carne și oase înainte de pandemie, când se țineau în Europa, în alte locuri, reuniuni de autori de acest fel, festivaluri în țări în care există un vad mai serios pentru genurile de consum zise, dar care, știm bine, au mers în istoria literaturii și în istoria acestor zone literare până la subtilități extraordinare. Pandemie, știu că ați și făcut COVID-ul, nu de mult, dar literar vorbind, George Arion e în formă excepțională. Pe Andrei Mladin l-am regăsit așa cum îl știam, adică isteț, pontos, mereu făcând jocuri de cuvinte, răsturnând sensurile, dinamic. L-am regăsit și pe el autor, pentru că personajul, așa zicând detectiv, dar e un detectiv improvizat, de fapt, a contrecœur, împotriva voinței lui. El n-ar vrea să fie nici polițist, nici detectiv propriu-zis, e un ziarist, deci este și el autor, e o ipostază ficțională a autorului real, iar în acest roman, în Mâna care închide ochii, am spus că îl regăsim și mai autor scris de autorul George Arion, pentru că de data asta, sau și de data asta, mai mult decât alte ori, Andrei Mladin scrie el însuși în roman, și anume scrie un roman. Suntem într-un meta-roman, cum se spune în limbajul mai teoretizant al criticii literare, un roman multistratificat în care lui Andrei Mladin îi se cere, e invitat să colaboreze la o culegere de proze despre pandemie cu subiect misterios, crimă, polițist. Nu e ușor. Până la urmă se dezvoltă un întreg subiect foarte spectaculos, complicat, internațional, cosmopolit. Și între timp, în realitatea Bucureștiului contemporan, în plină pandemie, se întâmplă niște lucruri. E un complot care îl vizează pe președintele țării, nu îi se dă numele real, dar e o ficțiune foarte apropiată de contemporaneitate, sigur, cu note burlești.
Se întâmplă, deci, multe mistere pe care nu o să le relatez, pentru că aș risipi plăcerea lecturii, aș risipi misterul propriu-zis pe care cititorii trebuie să-l descopere ei singuri. E o construcție sofisticată, extraordinar de atent și de subtil elaborată de autor, și mă grăbesc să spun, și pentru exactitatea descrierii mele, dar și ca să nu sperii pe nimeni, dacă iubitorii ai genului ascultă ce spun, se uită la prezentarea noastră, mă grăbesc să adaug că regulile de fluență, de cursivitate, de accesibilitate ale genului nu sunt încălcate. E un roman, o construcție sofisticată, de mare subtilitate, cum spun, însă textul curge, are o alertețe formidabilă, un ritm nemaipomenit, e o alternanță între planurile narrative și mereu aștepți când vezi că o secvență se termină și începe alta din celălalt plan, vrei și să afli ce se întâmplă cu Mladin și cu complotul din Bucureștiul de azi, dar abia aștept să vină și următoarea secvență în care să revin ficțiunea pe care Mladin o scrie și să vezi ce se întâmplă cu personajele din Italia și de pe unde mai vin ele de pe planetă. O carte condusă cu mână de maestru, cu o mână care nu închide niciodată niciun ochi. E mereu trează, mereu acută. Atât deocamdată. Poate discutăm și după ce îl auzim pe autor, dacă autorul vrea să zică ceva. Sigur că da. Ceva și vrei să mă întreb ceva? Da, voiam să te întreb. E o carte foarte personală, foarte apropiată de tine și ulterior de cititor. Dacă poți să ne descrii puțin procesul de creație, pentru că, așa cum a spus și domnul profesor, e o carte pe care ai scris-o în pandemie, în izolare, totuși într-un cu totul alt context decât cel obișnuit. Am scris această carte, am început-o în perioada stării de urgență de anul trecut și am terminat-o destul de repede, pentru că nu mă tulbura nimeni, eu nu mă îndepărtam de la scris cu nimic. Desigur, eram foarte marcat de tot ce se întâmpla în afara apartamentului meu și poate asta a contribuit și la starea de urgență în care s-au aflat personajele mele, care treceau cu dezinvoltură de la o întâmplare la alta, nemai știind încotro să se îndrepte, pentru unii pentru a scăpa de virusul blestemat, alții fiind implicați în alte întâmplări cu substrat dramatic. Toată povestea asta este uluitoare acum când mă aduc aminte procesul ăsta de scriere, când îmi aduc aminte, este o carte, prima carte, primul roman despre pandemie, primul roman românesc despre pandemie și cu implicarea personajului meu, Andrei Mladin, în această situație complexă în care ne-am aflat și ne mai aflăm încă. Iar totul parcă a fost un presentiment, pentru că la un an după ce am scris cartea, eu însumi, deci autorul, a trecut prin ce a trecut personajul. Cam asta explic. Deci, într-adevăr, sunt multe planuri. Deci, în primul rând, este un plan în care Andrei Mladin scrie o carte. Al doilea plan, cartea lui Andrei Mladin și obstacolele pe care le
personajul meu le întâmpină în scrierea acestei cărți, deoarece este implicat în, în acel complot contra președintelui țării, descoperă în același timp niște asasinate petrecute în urmă cu 70 de ani și toate chestiile astea îl smulg de la masa de lucru, dar ăsta este autorul. Indiferent de ce se întâmplă, el e dator, dacă este, dacă se respectă, să revină la masa de scris și să ducă la bun sfârșit lucrarea. Dar aș vrea să-i mai dau o veste domnului profesor. În această perioadă în care am fost eu însumi atins de virusul de care nu mai încetăm să vorbim, în aprilie mi-a apărut o reeditare, cartea Sufocare, o reeditare. Nu e cu Andrei Mladin, este într-o altă zonă de interes a mea. Și, totodată, apropo de anvergura internațională, pun și eu ghilimele, a eroului meu, în luna mai mi-a apărut traducerea traducerea acestei cărți, însoțitorul lui Isus, în limba franceză, la Profeții de Barrington. Așa că pandemia își mai are și, cum să zic, din când în când pâlpâie o luminiță care ne mai învigorează. Pot să adaug ceva? Sigur. Să mai adaug un lucru. Acum George Arion, seniorul, autorul, a mai dezvăluit un pic. Eu am ferit să spun prea multe lucruri, dar sigur nu e spus efectiv despre ce e vorba, dar ai adăugat, George, că există un mister în trecut, în România anilor, cât? 1950 aproximativ, care e la rândul lui încă un plan narrativ al cărții și e vorba despre lucruri pe care Andrei Mladin și cei din jurul lui le descoperă pe măsură ce încearcă să elucideze misterul complotului contemporan împotriva președintelui. Deci planurile cărții de fapt sunt mai numeroase și aș mai adăuga încă unul. Ăsta e adaosul pe care vreau să-l ofer, tot așa fără să spun despre ce e vorba efectiv, descrind doar situația. O situație foarte interesantă pentru, cum să spun, criticii literari, sunt critic literari, între altele. Și pentru degustătorii de sofisticării literare. Nu doar, iată, romanul pe care ni l-a arătat a apărut în străinătate, în pandemie, sub semnătura lui George Arion, ci și o mică proză într-o culegere internațională, cu participarea câteva zeci de autori din multe țări, autori de literatură de gen, pentru care George Arion a primit o invitație de colaborare. Deci există un paralelism între ceea ce se întâmplă în roman. Andrei Mladin, personajul, e invitat să scrie o proză despre pandemie sau care se petrece în pandemie, așa cum George Arion fusese invitat să scrie așa ceva. Și eu, cartea pe care acum parcă văd că te pregătești să ne-o arăți. Stop the World, Snapshots from a Pandemic. Deci oprește lumea. Lumea se oprește. Cam ăsta e titlul. Flash-uri sau cum se zice, stop cadre dintr-o stop pandemie. Cadre, da. Stop cadre dintr-o pandemie. Cartea asta eu n-am avut-o în mână, nu am putut verifica, dar bănuiesc și dacă bănuiala nu se confirmă, încă nu e o nenorocire, că trebuie să fie scurta proză care apare
în această carte pe care o am și eu, editată tot de editura voastră, Pandemicon, în românește, cu participarea a câți, circa 15 autori români care au scris proze polițiste cu subiecte în timpul pandemiei. Deci, iarăși o invitație la un proiect gândit în contextul în care am trăit și încă trăim de un an și ceva încoace. Iar această proză foarte scurtă, foarte la rândul ei atent construită, cu un final surprinzător, chiar șocant, care trimite la o întreagă, să zicem, istoria literaturii, culturii de avangardă, basculează în absurd. Dar iată că nu spun nimic despre ce se întâmplă acolo, ca să nu risipesc misterele. Această bucată de câteva pagini apare și în romanul Mâna care închide ochii, cu, sigur, mici modificări ca să se înșurubeze bine în narațiunea lui Andrei Mladin, care după ce se chinuie să înceapă să scrie, la un moment dat reușește să se pornească, scrie aceste pagini și pe urmă în roman le va continua. Deci e o relație, spun teoreticienii literaturii, de tip intertextual între aceste două versiuni, una minionă, concentrată, tradusă în englezește, lansată ca o navetă spațială în cosmosul literaturii globale, și dacă zic cosmos, e cu tot cu ce în jur, cu atmosferă și infinitul de semnificații al literaturii, al artelor, al oricărei opere literare valoroase. Și este relația dintre această scurtă proză, versiunea minionă, și cea extinsă, serializată în roman, pe măsură ce Andrei Mladin o scrie. Deci Mladin trăiește în prezentul contemporan, în București anului 2020, în pandemie, descoperă ce s-a întâmplat în anii 50, acolo e o întreagă arheologie, presă a vremii, reconstituiri, descoperiri de mărturii care să ducă spre adevărul de atunci. Este adevărul lui sau narațiunea lui ficțională pe care o scrie și care intră într-o relație, iată, intertextuală cu ce face autorul însuși, George Arion, care e invitat să scrie pentru o culegere americanească și universală și internațională. Și lucrurile astea dezvoltă extraordinar de interesant ceea ce poate să gândească și să ne ofere un scriitor important, un mare scriitor, care și dacă îl pui la izolare, tot gândește, scrie și uite ce iese. Da, și mi se pare că e de remarcat, sau ce m-a frapat pe mine foarte tare, este modul în care se întrepătrund în carte cele două planuri. Planul inițial, planul cadru, cel cu Andrei Mladin, și planul cu povestirea pe care o scrie Andrei Mladin, și pe urmă planul cu anchetele. Toate se întrepătrund și la un moment dat pierzi cumva granița clară dintre realitate, ficțiune. Acum că ați adus în discuție și evenimentele din realitatea noastră și granița cu ele se pierde, totul devine un amestec din ăsta foarte omogen, de fapt, dar se amestecă, se întrepătrund. Mm-hmm. Sau cel puțin pe alocuri diferențele sunt șterse aproape. Mm-hmm. Așa e. Te ascult, George, te ascultăm, ca să nu vorbesc eu prea mult, dar aș mai vrea totuși la final poate să mai adaug un strop. Sigur. Mi-am adus aminte acum, noi oamenii obișnuiți spunem că trăim într-un univers cu trei dimensiuni. Astrofizicienii, fizicienii, mă rog, spun că numărul acestor dimensiuni este de fapt de 10. Este așa numită teoria stringurilor, care, cum să zic, parcă aș fi folosit-o și eu în acest roman, adică sunt universuri paralele, dar parcă toate aceste universuri sunt conținute într-un același
cosmos uriaș, astfel încât în romanul meu sunt dezvăluite aspecte din mai multe zone ale lumii în care trăim și în care au trăit alții și în care vor trăi în continuare alte generații. Da, ce vreau eu să adaug este că, apropo de implicarea autorului în propriul lui roman și în modul în care pe care l-am descris adineaori, personajul Andrei Mladin scrie o proză pe care parțială, un fragment din proza respectivă l-a publicat autorul însuși, George Arion, ca proza a lui. Deci e o proză cu doi autori, o proză scrisă de Arion și publicată și livrată lui Andrei Mladin, sau e o proză scrisă de Andrei Mladin care i-a făcut o cadou lui George Arion ca să o publice și el? Ca să ne jucăm puțin. Implicarea asta, sigur, și cu mai vechea relație pe care de asemenea am menționat-o mai devreme între autor și personajul lui, care este un personaj cu, sigur, diferențe notabile, nu îi cheamă la fel în primul rând, dar și cu asemănări. Nu? Eu am spus o ipostază, o proiecție ficțională, Andrei Mladin, al lui George Arion. Cu toate aceste lucruri de apropiere, care definesc o apropiere și mai vechi și foarte nouă, în acest context legat de ce se scrie acum, ce scriu acum Arion și Mladin, cartea asta, Mâna care închide ochii, e o carte, e un roman în care simți că autorul real s-a implicat și mai mult decât înainte și probabil ăsta e motivul pentru care a simțit nevoia ca la final să mai pună ceva în carte, ceva care nu face propriu-zis parte din roman, e un fel de postfață mărturisitoare de autor, în care George Arion își recapitulează toată cariera, toată istoria asta a cufundării în zona aceasta literară, care nu a fost descoperită de el de la început. El a scris versuri când era tânăr student, apoi tânăr scriitor, student filolog, scriitor, devenise ziarist și a publicat și lucrarea de licență, un studiu de critică literară, un eseu, o mică monografie despre Alexandru Filipide, făcea jurnalism, lua interviuri și la un moment dat a apărut, nu s-a aprins scânteia, s-a aprins focul literaturii polițiste care l-a ars, mă rog, nu l-a ars, la propriu, slavă Domnului, uite, lui Carneșoasă, în formă bună, l-a prins. Și acum, când cartea asta îl implică atât de mult, autorul simte nevoia la final să ne facă și o mărturisire în nume propriu, nu prin intermediul lui Mladi, prin intermediul portparolului lui, purtătorului său de cuvânt ficțional. Toate astea fac din Mâna care închide ochii o carte extraordinar de interesantă și spun interesant nu așa cum facem uneori, fac uneori critici literari care când nu vor să evalueze superlativ o carte, în loc să spun o carte excelentă, foarte bună, e un mare roman, spun e o carte interesantă. Ceea ce poate să însemne și că e bine, dar nici nu angajează. Nu, e o carte foarte interesantă, zic eu acum, pentru că este extraordinar de interesant, construită, dezvoltată cu tot ce am încercat eu acum să spun. Și adaug apoi, este un roman excelent, este o carte de vârf, este un mare roman. Polițist, dar nu numai în orizont polițist. Este o carte care, iată, de pildă, rimează perfect, se integrează perfect în fluxul mare al literaturii postmoderne, al prozei postmoderne, care de
4-5 decenii, de o jumătate de secol, furnizează ficțiuni multistratificate, cu planuri multiple, cu nu, frecvente calificări de genul celei cu care am și început, și anume discursuri romanești și meta-romanești, meta-romane. Nu mai dezvoltăm acum, ca să nu devină prea, mă rog, abstractă discuția noastră, dar calificativele pe care le-am avansat le susțin cu argumente și cu toată hotărârea și cu toată admirația. Mulțumesc pentru faptul că domnul profesor mi-a pus o notă interesantă. Da, da, o notă interesantă și, pe urmă, excelentă, mare. Da. Ce notă să dai când zici că dai nota mare, nota de mare roman? Am mulțumesc mult. Mâna care închide ochii, cel mai recent roman cu Andrei Mladin, scris de George Arion. Vă invităm să-l citiți, să-l parcurgeți. Din punctul meu de vedere, al editorului, este cel mai bun roman cu Andrei Mladin de până acum. Vă invităm să-l descoperiți. Iar dumneavoastră, domnilor, vă mulțumesc pentru intervenții și pentru discuția foarte plăcută. Și sper să ne revedem cât de curând și față în față și la noi lansări, noi prezentări la Crimes in Press și nu numai. Toate cele bune! Revedere!